O delegație condusă de prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a participat miercuri la Ministerul Energiei la o întâlnire cu ministrul Virgil Popescu și cu secretar de stat. La discuții, care au avut ca subiecte principale activitatea actuală și viitoare a complexului energetic Hunedoara și situația de la termocentrala Mintia, au mai participat și din conducerea complexului energetic Hunedoara, reprezentanții administratorului judiciar și lideri sindicali. Am avut o delegație ieri la Ministerul Energiei, unde am discutat cu domnul ministru Virgil Popescu. Din delegație au făcut parte și domnul director Roșu, domnul director Gros, liderii de sindicat, de la sindicatul Muntele. În ceea ce privește activitatea extractivă, s-a convenit ca până la finele lunii martie să fie emisă și publicată în Monitorul Oficial o ordonanță de urgență privind închiderea în siguranța exploatărilor miniere. Viitorul complexului energetic Hunedoara s-a discutat pe acest subiect în ceea ce privește emiterea unei ordonanțe de guvern prin care să se înființeze o nouă companie la nivelul mineritului din județul Hunedoara. Ni s-a promis că se înaintează toate actele pe circuit, iar în luna martie să reușim să se emită această ordonanță pentru a duce mineritul spre conservare și a asigura locurile de muncă a minerilor din Valea Jiului. În legătură cu termocentrala Mintia, ministrul Virgil Popescu a solicitat administratorului judiciar ca în procedura de vânzare și selecția unui investitor să solicite ca acesta să ofere garanții ferme că pe amplasamentul de la Mintia se va construi o nouă capacitate de producere a energiei electrice pe gaze naturale de minim 800 de megawați. Prefectul de Hunedoara, Călin Marian, a declarat după discuții că Mintia nu va fi dezmembrată pentru vinderea elementelor la fier vechi și a precizat că în luna aprilie va începe procedura de licitație în vederea construirii unei centrale pe actualul amplasament. Am discutat inclusiv problema termocentralei de la Mintia. Domnul ministru Popescu a declarat ferm că nu se va tăia această termocentrală, ci chiar se dorește să se scoate la licitație și să se pună în loc o termocentrală pe gaz care să funcționeze la capacitate pentru întărirea sistemului energetic. A fost avansată o perioadă de timp când ar putea avea loc această licitație? Da, s-a discutat ca până luna aprilie să se facă caietul de sarcini și să se dea drumul la licitație. Termocentrala de la Mintia a încetat să mai producă energie pe 5 martie anul trecut, fiind închisă în data de 26 iulie.